Acest program este interzis copiilor sub 12 ani. Genul programului: divertisment. Soțule, pregătește-te cu aterizezi. Da, liniște, hai, nu. Voi, ascultă-mă puțin, Fichi. Hai, să trecem o dată cu chestia asta, cu filmatul, că mai zăpăce la cap, hopa, țaca, faca, să treci direct în balon, ca să terminăm o dată cu repetiția asta. Hai, nu mai filma. Da. Da. Să treci în Luminița, vină încoace. Mă, tu știi, ai văzut filmul ăla cu Jules Verne? 9 săptămâni în balon? Nu. Repetam scena virginelor. Nu repetam scena aterizării Mirezei pe insulă ca să nu se accidenteze Mireasa. Jucam cu... Ala Bala Pagos. Hai. Dar oricum nu e așa, pentru că pe mine nu mă pot juca decât eu și Sharon Stone ocazional. Papa, uite, eu cu Romica și cu Balada, uite, repetam scena aterizării pe insulă. Aterizării? Aterizării nu fi în brațele lui Sorciu. Și în afară de asta, ce caută ea, că nu e în expediție. Nu e în expediție, dar zic Cornele, că ea este zi. Ea o să filmeze nunta, înțelege? Și o dăm frumos la ProTV. La ProTV? Trebuie să filmăm nimic, mă, să nu fără... Ce vorbești, domnule? Să facem necazuri mari, mă. Domnule, Luminița și Romica nuntă pe o insulică, o să fie super. Nu vrea. Știu. Încercăm altceva, zi. Știu ce faci. Ca să împăcăm și rața și varza, filmăm cu camera ascunsă, știi? Cu camera ascunsă? Nu vede nimeni. Așa merge. O să fiu vedetă și o trume la picioarele mele și cu picioarele astea două să vă arăt eu vouă. Da, hai să nu ne mai uităm ca rața la avion. Toată lumea în valuri. Hai. Romica? Bă, ai terminat? Bă, că am înghețat de frig. Trec și avioanele. Help! Romica! Să știi că intru. Cât, bă, cât să... Ce prost, eu de ce n-am stat să mă uit, auzi? Că sunt băiat cu bun simț. Am înghețat de frig aici. Romicuță? Nu răspunde. Bă, Romică, fii atent! Eu intru! Ah! Am intrat! Așa, tăcutule, încă două bazine și bătem recordul. Ești cel mai tare din parcare. Înnoată, tinere! Înnoată bine! Yes! Tot aceea sunt. Iar am adormit în picioare. Dur ca bufnița, numai în picioare. Asta nu-i viață de om. E viață de pasăre. Mai bine că i-am salvat pe ceilalți măcar. Îi am împins din balon la timp. Ăia măcar trăiesc. Cu gâtul rupt, dar trăiesc. Ce mare lucru să trăiești așa într-o pasă. Dar trăiești. Nu stai ca bărză unul ca mine aici. Când te gândești
O să se întemeieze de familie. O să facă copii. O să umple insula asta pustie de mici meseriași. Și eu tot ca bufnică. Vici! Măi, copii! Unde sunteți? Mamă, ce frig! Ciociu! Dacă eu fi mâncat. Unde sunt? Tâmpite, de ce nu m-o fi culcat întreia sa? Ce mi-a trebuit mie? Am rămas fără ea, a rămas singur. E clar, sunt un bou! E clar, ești un bou! Tu ce te bagi, băi, ca ecou în lapte așa? Fast food, ce faci, mă, acolo? Mă, poate trece un avion. Te faci de râs acum. De frică, băi, nu stop, de frică. Că s-au niște urlete aici, dă zici că e perechine din aia leu cu măgaruri iași. Ce mă dor picioarele de foame. Auzi că servim micul dejun. O șaorma mare, 6 mici, o berică. A, da, și un muș de vită, te rog. Da. Cred că ar fi mai bine să mănânci un mușchi de pom din ăsta, vezi? Ia, acum să fac aici. Ia. Ce faci acum? Vreau să reinventez bricheta. Auzi, în loc să reinventez bricheta, nu vrei să reinventez focul? Adică? Ia două bețe și frecă-le până se enervează una pe alta și iese focul. Nu. Și dacă iese, ce-mi dai? Să... două pulpe și o salată, dacă l-aș avea. Hai să devenim vegetarieni. Ia, uite, ia papă. Papă. Domn Petru, ce sunt alea mele pădurețe? Alea cresc în pom, nu trebuie să sap pentru ele. Auzi, papa, dar mango, kiwi, compota, ananas, când culegem noi? După ce terminam recolta asta de jir. Da. Stincă, Guriță, vorba mea, cine se scoală de dimineață, jir mănâncă. Ce-a dus după pomul ăla? Unde? Iese niște fum. Să fie fumul sacru al insulei. Nu! Este spiritul mare al insulei, ne cheamă la el. Uite. Nu preferim de aici, rămâi aici. Dar ne cheamă, uite. Rămâi aici. Ascultă-mă pe mine. Vă vorbește? Vă vorbește oracolul din Giulești. Acolo sunt probleme grave pe care nu trebuie să le știi tu și nici eu nu pot să ți le spun. Păi și ale cui să fie fumurile alea? Însă, insula este locuită. Indieni cu pene? Altă rasă n-ai găsit? Poliția este pe urmele mele. E grav! E făcut, mă mai lăsat singur aici. Rog. Mamă, ce fiar. Are două picioare. Zici că face sumă. Dacă mă vede, mă duc după tata mare. Dumnezeu să-l iert. Ce urât miroase, o fi canibal. Am auzit că ăștia încep să te mănânce de la picioare. Și n-a plecat bine unul și au părut alții doi să mă mănânce. Dacă tu trebuie să mă mănânce și să dau colțul, mai bine să nu văd și să n-aud. Mâncați-mă, mă, mâncați-mă! Ai potențial, ai văzut? Chiar și ăsta... Ce-ai făcut, mă? Ce-ai făcut? Ce-am făcut? E de vila asta, insula asta, exact ca insula lui Monte Cristo. Când a venit Monte Cristo... Nu mă interesează de prietenii tăi, Monte Cristo, da? Da! Crucile! A murit! Nu! Tu ești aici? Cornel, nu a murit nimeni! Ce... Mâncați-mă, mă, mâncați-mă! Cornele! Cornele de la lovitura la cap astea! Cornele! Ce vrei, mă, să faci din... grota asta de aici, de apartamentul nostru! Vrei să faci biserică! Biserică faci! Mâncați-mă, mă, mâncați-mă! Papă, vină în lumea pelerinaj la muntele ala pe Alapagos? Aoleu, Vicky, lasă-ne puțin, că ne-ai să... în pene tale. Care lume?
Care lume? Care lume? Care lume? În afară de noi trei, nu mai nimeni. Cornele! Mâncați-mă, mă! Cornele, revino-ți! Că dacă nu-ți revii, îți dau una de te ador la loc! M-ai auzit? Uite-te la mine! Romica! Ai înviat, mă! Tu ești! Hai să te sărut! Romica! Stai așa! Dacă-l săruți, rămâi cu el, da? Să știi! Ce? Și mă scăpuți! Vicky! Romica, vino să te sărut! Stai, mă! Credeam că ai murit! Credeam că ai murit! Am murit! N-am murit! Am murit! De mirosul ăsta, că am intrat în casă, m-ai zbit aici, zici că am murit un cercare de capul meu. Și vezi că puți. Așa mi-a zis și Vic. Undiță, undicioară, ajută-mă astă seară. Sânge! Sânge de taur. Mâncare! Mâncare! Pești! Bă, răcănele! Mă, prostuiule, ia uite-te, bă, în ochii mei! Bă, ce-ai, bă, cu tine halul ăsta, bă? Bă, mai spune, bă, și tu carne pe tine! Du-te, bă, la mumă ta, bă, să te hrănească! Du-te, bă, și crești, bă, odată! Și lasă-mă! Ajutor! Ajutor! Nu mă nec! A scăpat! A scăpat, urea! Ocupați insula! Să mor eu, să mor eu dacă l-am zămislit pe ăla. Pita, înainte să apăreți voi... A venit o fiară. Bă, o fiară! Vicky, scuze-mă, mă, o namilă de om, bă, știi cum era un om neom așa? Bă, era imens, bă! Imens! Mai încet, hai să te părește-te că Vicky nu e nimeni! Când întâmpere lui Cornel cu cruci! Da, Cornel, zi! Și încearcă s-a stăpânit, s-a așezat așa, înțelegi? Da? Ca gânditorul de la Hamangia. Așa? Bă, abe, liniște ochi, știi cum era, uite așa. Vicky, tu ești, m-am speriat. Și s-a gândit mi-a dată cu camangia asta și zic ce s-a întâmplat. Și s-a gândit vreo 5 minute și a plecat. Adică tu vrei să spui că insula asta unde suntem noi nu e virgină? Pare locuită. De cine? De băștinași. Auzi, și băștinoșii ăștia sunt frumușei? Vicky, de asta ne arde nouă acum. Reformulez. Sunt bogați? Bogați! Da, sunt bogați! Sunt stăpânul Ilenelor! Mai bine ziceai stăpânul Ilenelor. Aduc aminte, mă gândesc la Ilena, dar pe unde-o fi săracă acum? Domn Petre, mă gândeam pentru durerea dumneavoastră să încercați supozitorul ăsta din Brusturelus Insularus. Vă face bine pentru durerea dumneavoastră. Vă rog. Durerea asta n-am mai avut-o de atunci, de când am pierdut la poker 6 fricidere nereparate, am pierdut-o și pe nevastă mea. Domn Petre, eu vă spun sincer că vă înțeleg durerea dumneavoastră. Păi mereu îmi spunea tata, bă, Sile, te doare drept în fund de învățăturile mele. Nu de ce ai de țip, dragă? Uite, m-a ciupit iarăși, iar m-a ciupit, nu mai suport. Mai ne-am făcut și apartamentul ăsta frumos aici și zorciul săracul încă se mai luptă cu valurile pe mare. Deci până aici vă rog frumos, în primul și în primul rând, nu noi am făcut acest apartament, ci eu, în timp ce voi dormeți. Bine, mersi. Luminița!
dacă scapă tăticul tău de durerea asta, îți promit că-ți cumpăr, nu-ți fac rost, nu de un romică, de doi romici, de 10 romici, de 1000 de romici, ce-ai mă? Mai am pe mine, măi, papa, rochea asta de mireasă urâtă, nu mă mai mai... Lasă, luminița, nu mai plânge, că s-o găsi printre noi trei și un fost frumos pentru tine, ca... Ascultă, fata mea se va mărita cu un șef de trib, mohican. Păi, domnul Petre, eu sunt Sile Mohicanul, așa zice voi din cartier. Băi, Nostor, crezi că e bună ideea asta, mă, cu vânatul? Dacă să fim vânați, mai bine vânăm. Cine să ne vâneze, mă? Băștinașii? Dacă sunt carnivori. Adică să mănânce om? Atunci? Bă, dacă se ne mănânce ei pe noi, mai bine să-i mâncăm noi pe ei! Vedeți să vânăm, copioare? Dragă, să vânăm, dom'le, voi! Draga mea, Vic, numai puțin. Lasă-mă puțin și ai răbdare, pentru că în curând am să pun la picioarele tale cel mai frumos exemplar de... de crocodil pe care l-a avut vreodată pământul. Și pus să-mi fac o haină din frumoasă lui Blană. Da, asta vorbești tu cu el după ce ți-l aduc. Cornele, mai ții minte, mă, în Spania când am mers prin pădurea aia de căpșuni și m-am întâlnit cu crocodilul ăla. Da. Ăla care a venit, venea crocodilul către mine și venea. La un moment dat l-am prins, l-am luat, m-am zbătut, l-am dat cu el de pământ. I-am zis, crocodil nenorocit, i-am băgat mâna în gură, l-am scos, am spus, i-am dat două țeapete în gură, l-am aruncat jos. I-am zis, ăsta e trofeul tău. Dar ce pute crocodilul ăla? Mi-e miroase gură. Și eu pot. Dați-mi un arc și un... Ce trebuie la arc? O să geata și o să fiu Sena, prințesa războinică. Dar lasă-ne în pace că le-ai zăpăci la cap cu arcul și săgețile tale. Domnilor și doamnelor, urmați-mă ca pe un manual de vânătoare. Te rău, iar? Nu pot astăzi să fac mișcări bruște. Urmați-mă! Ia curele! Pândă! Dar mai pot să mă tigru negru! Leu! Ce-aș mânca un leu? Auzi, mă, stop! Când ai avut atâția lei în buzunare, i-ai aruncat pe apa, dumn povței! Trece! Ia, ia! Sunt tare? Fii atent, uite, mă ră, când te rog, frumos! Stai, stai! Non-stop! Non-stop, nu! Țânțarule, te rog eu frumos, mănâncă, că e singurul lucru pe care o să-l punem pe jară seara asta! Ai văzut ce e pune? Era o nenorocire de iepure! Bă, dar ce fiu roșii! Aveau râncări mari, pura mare! Și mușchii roșii se uita să mă mănânce! Fugea din falca așa, mă bine! Și era înarmat! Adică era o buză grenată, n-ai văzut ce... Da. Toată cariera mea de reporter n-am văzut un iepure înarmat! Toți aveau mâinile goale! Incredibil ce-am pierdut! Aveau mâinile goale! Termină tot ce cu prostine! Gata! Lăsăm iepurii! Da. Lăsăm tot! Ce facem? Știu ce facem! Gata! Ne apucăm de pescuit! Da! Păi care a fost prima îndrădicire a omului primitiv? Agricultura, nu? Pescuitul! Mă rog, pescuitul agricol! Eu știu
Uitați-vă la mine, un adevărat manual de pescuit în ape tulburi. Nu te mai uita la mine așa, te parcă și prost. Atenție, se ia, se momează, se momește locul, arunci momeala. Uite-te la palade că mi încurci astea, așa? După care arunci în apă asta mulinata, o arunci. Mă, tu vezi ce văd eu? Eu văd o epavă, tu ce vezi? O fi aceeași epavă care o văd și eu? Și eu văd. E aia cu un burlan, așa e... E aceeași epavă. E un filmele pe care, în filmele pe care l-am văzut cu epave, așa? Așa, epavele au pline cu mâncare, cu jamboane, cu băuturi, cu comori, cu bani. Eu filmele pe care le-am văzut, epavele erau pline cu pirați. Filmele pe care le-am văzut eu, epavele erau pline de Johnny Depp și pirați, mă rog. O fi Johnny Depp? Să cere un autograf? Da, mă, nu-mi place cu Johnny, să trei drept ăla al tău. Ia-te cu Johnny. Nu ce foame! Atenție! Păi hai să cucerim mâncarea! Este șansa noastră! Foame buni aceste insule! La toți! E timpul să ne îndestulăm! Hai! Stop! Ce? Stop! Ce? Știe cineva dintre noi să nuate că eu nu știu. Nici eu nu știu. Tu îl placi pe Țuciu? Îl placi. Tu îl placi pe Vic? Cum să nu o placă? Mă, băieți, dați-vă bă mână. Bravo. Și mâncați-o. Nu, să știi că lucrul ăsta chiar nu-l fac, Cornele, chiar nu-l fac, să știi, în cazul ăsta mă sacrific eu. Din mânuțele astea, două, vă dau să mâncăm și vouă. Ce gust ai? Guriță, da. Vorba mea, fiecare păsăroi pe limba lui piere. Da. Și acum, nu, vă rog frumos, mai oameni buni!